Salut, băi, și bine v-am regăsit la un nou episod din GTA 5. Astăzi vreau să vă arăt două moduri care merg și mie pe care a video decent. Adică n-am probleme cu lagul sau cine știe ce. Bine, e puțin lag, dar asta e. Până ne luăm placa video, aia e. Deci, hai să ne facem mașina asta bombă de driftane. Ia mușa de ceva, ia asta și sabon coștile. Da, se aude. Am crezut că jocul n-are sunet. Și de aia am pus coștile. Facem mașina asta am maxim tunată. Bă, da, am mai adăugat pe aici modele, că nu erau atâtea modele. Cred că da. Eu n-am mai jucat de ceva timp pe GTA 5 și... Oh my god! Holy shit! Cred că trebuie să dau GTA un puțin mai tare din OBS. Dar nu știu ce să zic. Pe ăsta oraș, așa horn. N-am treabă, hai, mini. Al pasre. Și pe față și în aterale și pe spate. Păi facem mov. Așa. Plate. Pe asta, deci plate. Pe numere, carer. Hai să facem metalic. Mă arată, ești nebun. Sau hai să facem crom. Nu, arată urât. Howard, mâncați-și. Howard. Ok, o să căutăm o curare ceva mai decentă. Uite, nu cacaniul ăsta, ci m-am căcat pe ea. Al pascu ăsta. Cu ce curare, mă? Cu asta. Eu zic că s-o potrivește puțin. Roar cage. Nu știu ce e asta, dar o punem. Ok. Spoiler, ia. Holy shit, e clar. Cu ăsta îl punem. Suspense josă. Transmise maxim. Turbo maxim. Yes. Ce roți să-i punem? Offroad, nu, Tanner. Oh, damn. Nu, SUV Sport. Super 5. Asta. Carer. Rând. A, curalii. A, po, curalea roților. Hai să vedem ce curale. Albastru. Teras design. Da. Da, ca să nu... Ca să nu se bage gronțele de la polițiști în roți, adică să nu ne facă pană. Red, green, black tie, asta, window, încă se, ok, și acum să vă arăt cele două moduri. Unul din moduri este, vedeți, că avem două bări la harp. Avem două bări sau bare verzi. Dacă cea de sus se oprește, cea de jos scade, mașina se oprește, adică iese fum de motor, adică se strică mașina. Se strică mașina. Și al doilea mod este cu driftane, adică puncte.
Vedeți? Trebuie noi să facem un record de puncte. Oare trebuie să dau volumul jocului mai tare? Mă, nu reușesc să fac recordul la puncte pentru că am făcut un record de 8700 și văd că nu mai emise recordul. Hai mă! În parcarea asta vă zici nicio? Nu, 6100. Fuck it. Trebuie ceva drept. Să se adaptă. Pe care să merg eu cum vreau. Hai pe aeroport. Că acolo nu ne zice nimeni nimic. Te fresc. Ușor. E deschis sau trebuie să sar peste? Hai că e. Am făcut un record la drift. Ceva. Mi-a zis ceva King. Hai să vedem dacă ne putem bate recordul. No! Fuck it. Și legat de al treilea mod, este că dacă bara, v-am zis, dacă bara de sus se încarcă și bara de sus se duce până în stânga în capăt. Holy shit! Du-te! 16100! Yeah! Am ales mașina asta pentru că știu că mașina asta face niște drifturi chiar bune. Și vreau să vă arăt când se strică motorul. Că pur și simplu nu mai porniște mașina, începe să iasă fum din motor și așa. What? Ce-am făcut? Ok. Bă, dar îmi place designul mașinii pe care l-am făcut. Toba de șopamente cam mare, dar toba, doamne, ceva de șopament, dar n-are nimic. Hai, mă, ne putem bate recordul! 16500! Ăla, tati, 16500 record! Chiar vă invit să vă luați și voi modul să-mi spuneți care este recordul vostru la drift, la driftan. Eu mai sus de 16500 nu pot să fac. Și dacă vreți să vă prezint și mai multe moduri, adică scripturi în GTA 5. Toată chestia în drift este să nu luați mult de volan. Eu iau cam mult de volan și de asta pierd driftul. Pot să fac un mare de... nu! 17.000, de ce 17.000? Eu vreau minim 20.000. What the fuck? Cum a ce poate zice că e o femeie?
Hai că mai avem puțin să zici că în design să fiu să zici că ținem așa. Vedeți cum este fumul? Vedeți cum este fumul din motor? Și nu am făcut nimic. Haideți să... Ba nu, nu aici. O să facem zi. Așa, sun. Time mă nu la vreme. Așa, și acum să vedeți cum vise fumul din... Ia uitați-vă, că nu mai trăgem așa. Deci nu mai trăgem așa. Și se fum din motor. De ce oare se fum din motor? Cred că o să ajungă să nu mai pornească mașina. Cred că nu o să mai pornească după ce o să ajungă. Deja nu mai trage motorul. Deci eu sunt cu pedala la maxim și gata. Am murit motorul. Deci eu dau să meargă și nu mai merge. Gata. Asta a fost. Deci uitați, mă dau de mașina, mă urc în mașina și nu mai pornește. Aia e. What the fuck? Franklin, te-ai buguit, a dat criza în tine. Deci nu mai pornește mașina. Asta e. Eu cred că v-a plăcut modurile astea două care vi le-am prezentat și cam atât a fost. Eu sper că v-a plăcut. Mulțumesc pentru atenția acordată și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!